Bună ziua! Aseară am avut un comitet politic la USR și au fost mai multe decizii. Am definitivat listele pentru parlamentare și Elena Lasconi a propus partidului, comitetului politic, care este cel mai înalt for de decizie politică din partid, două decizii care au trecut în unanimitate. Unul a întărit decizia aprobată vineri în Biroul Național legată de potențialele sentințe definitive, sentințe în primă instanță pentru anumiți colegi, și am stabilit atunci că orice coleg din USR va avea o sentință în primă instanță pentru fapte săvârșite cu intenție și va da demisia din toate funcțiile publice și din partid. Comitetul politic a votat asta în unanimitate la propunerea Elenei Lasconi. De asemenea, Elena Lasconi a propus partidului și partidul a decis mandatarea colegilor senatori pentru a depune toate diligențele în Parlament, în Senat, astfel încât săptămâna viitoare să fie pusă la vot legea care, fără penal în funcții publice, legea blocată din iunie 2020, este inițiativa legislativă a peste 1 milion de români. În 2019 s-au strâns acele semnături. Noi, USR, am ajutat la strângerea acestor semnături, în ciuda scepticismului multor politicieni că acest lucru se poate întâmpla. Iată că 1 milion de români au semnat și au spus că nu mai vor oameni condamnați penal în funcții publice. Acea inițiativă de modificare a Constituției este blocată din 2020 de PSD și PNL în Senat. Colega mea, Simona Spătaru, este președintele Comisiei de Constituționalitate din Senat, a dat un raport. Avem un raport preliminar de adoptare pentru acest proiect, pentru voința a 1 milion de români. Cer PSD, PNL și UDMR să voteze săptămâna viitoare acest proiect. Trebuie votat pe 24 săptămâna viitoare, astfel încât pe 24 noiembrie, în primul tur al alegerilor prezidențiale, să avem și acest referendum, să mai avem un buletin de vot care să facă voința românilor să devină literă de Constituție. Asta am stabilit aseară. Elena Lasconi a propus comitetului politic. Comitetul politic a aprobat, am mandatat colegii noștri de la Senat și astăzi aici fac acest apel către PSD și PNL. Știm că după demersurile USR de ani de zile din Parlament, în 2023 au fost adoptate 3 proiecte de lege care în lege au trecut că nu mai pot candida la locale, la parlamentare sau la prezidențiale persoane condamnate. Și asta este o mare victorie pentru România, însă la ce vedem că se întâmplă cu democrația, nu putem fi siguri că la anul sau peste 2 ani, când îi se mai umflă capul câte unui lider politic, nu o să vrea să schimbe legea. De-aia trebuie ca acest lucru să fie în Constituție. De-aia trebuie respectată voința celor 1 milion de români și să vedem dacă ce zice România. Încă o dată cer ca săptămâna viitoare, în numele USR, ca săptămâna viitoare această lege să fie votată în Senat, să fie scoasă de la sertar după 4 ani de zile de PSD și PNL, să o votăm și pe 24 noiembrie să avem și referendum.